șeful Comisiei de Urbanism, prin partea stângă este șeful Comisiei Buget Finanță, domnul consilier Tudor Mandru. Dacă îmi dați voie, salut și eu cu partea Asociației de Nouă, în care extrem de bine că ați răspuns într-un mod atât de prompt invitație pe care am făcut-o. Nu o să vorbesc prea mult despre T9 deocamdată, trecem la prezentări. Călin Pica, unul dintre membrii fondatori ai Asociației T9. Nu știu cum face cu microfonul, pot fi schimbat la fiecare să se prezinte sau... Ascult cu plăvătă și... Andrei Suciu, membru fondator T9, mă bucur că ați venit. Să sperăm că o să găsim am început, zic eu, discuția de astăzi și să vedem unde o să ajungem. Vă mulțumesc tare mult. Pierre Cudea, membru pe nou. Daniel Dăruș, și membru pe nou. Și da, cred că și partea de educație și antreprenoriat e ceva ce de natural. Damian Cudea, membru pe nou. Udi Dioșa, membru de nou. Contra, membru de nou. Eu fac rezumit, membru de nou. Pochi și Iori, membru de nou. Chiara, membru de nou. Radu Ioan, membru de nou. Domnul primar, vă asigură că noi, Asociația de Nou, avem și alte proiecte pe care am vrea să le discutăm. Și nu ca și formă de reproșuri, ca și formă de colaborare și sunt convins că dacă dumneavoastră v-ați manifestat de data asta deschiderea, noi o să venim cu alte proiecte pe care o să încercăm să le inițializăm și împreună cu dumneavoastră să le punem și în aplicație. Mai ales că în scurt timp va trebui să faceți un buget nou care sperăm să fie mai bun pentru orașul ăsta. Mulțumesc, dar n-ați observat că n-aș fi deschis la problemele. Avem o experiență mai veche. Radu Ștefan, membru de nou. Bună ziua, mă bucur că am reușit să ne întâlnim și a reușit cu Asociația de Nou. Vă doresc succes, domnul primar, în această legislație. Doresc că v-ați fost situație că ați fost de tot pe țara. Singura care formă în prezintă de numele copaița de Lucia, trebuie să se fie corupția ca să avem buget și să ne ajungă oameni. La data 2 decembrie, să știți că nu s-a investit în acea stradă din 2005, dacă nu mă înșel, în momentul exact în date, sau 2004-2005, vă spun și domnul Stefanie, vă poate confirma, aproape zilnic, că suna dimineața, să văd când începe reabilitarea și respect că era până de cratere. Și să puneți un om care să fie dirigente sau care să pună de lucrările care se fac, să verifice materialul care se bagă în lucru, că nu este admis să repare un lucru și nici în două săptămâni să se ne prezinte are este loc în același lucru. Sperăm să găsim și să începem să facem infrastructura, indiferent că ne dezvoltăm în turista, că nu avem infrastructură, nu suntem să ne legăm. Și, din păcate, zona industrială este una dintre contributorii principali al proiectului local. Să nu mai vorbesc de impozitele care ne aduc povară și ne ascundem în spatele contului fiscal care ne-a dat niște limite. Îmi pare rău de consilierii locali că nu s-au documentat, că tot s-au spus că n-au fost proiectuzeați atât de relativ. Nici măcar atunci când pe mass media am să anunța că tot are cele mai mari impozitări țară. Sperăm să avem succes și să refac să avem grijă de bugetul care îl avem puțin cum e, dar să-l împărțim eficient. Bună ziua și felicitări la domnul primar.
Mă numesc Bucur Căiva, administratorul Centrului de Colectare și Valorificare a Fierului Vechi din Cârlia Turzii și administratorul restaurantului Biții, care cu vechea conducere au întâmplat foarte mari greutăți din cauza fostului domn primar și domnul comandant de poliție. Din cauza mea nu puteau face afaceri. Ceea ce eu am venit în municipiul Turda să fac niște lucruri bune. Și foarte mult dintre dumneavoastră, probabil, ați văzut din niște răini, am scos niște lucruri foarte, foarte bune și frumoase. Însă pierdeți maxime din partea fostului domn primar și a domnului comandant. Din fericire am scăpat de drum și bănuiesc că cu noua conducere să avem înțelegere și colaborare legal, conform legii. Și să ținem cont de strada la urmări de centru, că într-adevăr este dezastroasă și acum s-au făcut ceva reparații care, părerea mea, nu specialist, dacă am un sfert din viață reparat, adică s-au investit ca un sfert din ce am observat. Mai bine să trăgeam un covor complet, cu niște cheltuieli un pic mai mari și nu mai avem nicio problemă. S-au reparat și acum iarăși deja să și fac cratele în urmă. Vă mulțumesc și doresc că o să încercăm să avem o colaborare bună. Bună ziua, mă numesc Fabio Attila și lucrez în firma SC Modulo Decorative Solution. Bună ziua, Dan Crișan, reprezint Sangoben și totodată cerc de la municipiul de Turda. Bună ziua, Conesa, mă numesc de la firma Iubes. Mulțumesc. Bună ziua, Chiteș Joi, sunt de regional România de Sfânt. Bună ziua, Pafel Lucian, autoservice Păluci. Bună ziua, Horia Blat, director la ATV Pro. Bună ziua, Domnul Paș, care reprezintă 10-a sa coordinare de departare. Da, domnul, pentru prezentări, sigur că sunt și multe nemulțumiri mai vechi. Dar ceea ce s-a întâmplat de aici nu s-a întâmplat în ultimii 20 de ani. Sper să fie de bună acolo, să fim înțelegători și să nu mai facem referire la istorie. Și a fost la fost de când Consiliul Local nu mai este. Sunt foarte puțin din vechiul Consiliul. Sunt foarte puțin Consiliul Local de vechiul Consiliul, ceea ce este bine și sunt foarte mulți Consiliul Local noi, dar până acum nu am mai fost în Consiliul Local, chiar dacă am mai făcut pe aici acolo politică. Bun, și atunci trebuie să intrăm în subiect. Începem atunci cu strada 22 decembrie, eu vă spun care sunt variantele de lucru, după care să începem să ne expunem fiecare punctul de vedere referitor la această apelă foarte importantă la principiu. Eu deja discut de mult această problemă cu CNRR, au reușit promisiuni în momentul în care a fost elaborată ordonanța de guvern, va vorbi pe urmă imediat. Cum a depinde și în ce măsură și la ce modalitate ei o să aducă această stradă sau ceea ce ne dorim noi în această stradă. Deci, nu avem încă portofoliul lor în ceea ce privește porțiunile din oraș, din intrările în municipiu, din drumurile naționale. Vor fi destul de multe, ieșirea spre Cluj, intrarea dinspre Câmpia Turzii, va fi arterea de la Pompieri până la Ceramică, va fi arterea de la Teatrul spre Cluj, și probabil că și această stradă două de decenii. Între timp am avut niște discuții cu investitorii de la Ceramica, care sunt două firme italienești, Bergă, firma Electroceramica și firma Dedeman, care acum își face curățenie și eliberează locul pentru depozite, pentru depozitul logistic. Toată lumea este interesată de intrări în incintă, toată lumea interesată de străzi. Străzile care adiacente foarte fabrici și ceramică, este vorba de petrolare și ieșirea de la cerații. Am avut o discuție cu tronicilor două fabrici italienești, o discuție la care participa și directorul fabricii de
Pravim ca și reprezentantul firmei Dedeman, pentru că tularăși ei ar dori să-și alătă la un nivel de trecute, cum spuneau chiar atât și parafrazele de la nivel rețiat. Ok, putem să facem totul, el am explicat care este situația în Turda, atunci ne-a și-a propus, așa cum am avut discute și cu câțiva dintre reprezentanții grupului Tenom, un parteneriat public-privat în care cel puțin intrările, adică partele industriale, încercăm să le realizăm în prima urgență pentru a se face în față necesităților stringente ale circulației rutiere în municipiul Turda. Ei s-au arătat foarte încântați, urmează să punem la perfectăm contractul de parteneriat public-privat între trei companii și primărie și să vedem în ce măsură și când va fi gata, putem să-l prezentăm ca să devină public. Același lucru s-ar putea rezolva și aici și mai există și al treilea statut în care primăria Turda să rezolvește pe această arteră în regie proprie, doar că în acest moment suntem limitați cu fondurile. Știm toții că bugetul a fost golit înainte de alegeri, s-a făcut și s-a făcut, s-a făcut de dat. Așa s-a considerat atunci, s-a făcut de dat Casa de Cultură, cum este, cum vedeți că este făcut, s-au făcut sporadic niște străzi, a fost lăsat pe mine la jumătatea lucrului, o mai cu 4 mâine, a fost asfalt în legătură în municipii care a fost rezolvată în mala nivel de Macadam. Și mai sunt niște probleme care trebuie rezolvate, bani nu sunt, sigur că încep se colectează, dar suntem constrânși la a porni lucrări continuare în acest moment, până când vom face toate demersurile posibile ca să primim acest bani de la unde se poate. Comunitatea Europeană, special, deocamdată, și în ceea ce privește străzile de la Ministerul de Dezvoltare. Eu sunt în discuții avansate cu toate problemele astea. Urmează din nou să vă deplasa la București, nu e nicio problemă să facem. Deci, asta ar fi al treilea statut în care s-ar putea. Acum, sigur că cea mai simplă, cea mai elegantă formulă și rapidă ar fi să punem tot numărul, să încercăm să rezolvăm această stradă care ne deservește pe toți și deci la traficul greu în Măriață și intră în Turda. Cred că a citit în presă, primăvară începe lucrările la centură care va scoate. Centura care va costa la treiul de Vâlcea. Centura Vâlceava va rezolva multe probleme în ceea ce privește traficul greu, dar cei care vin la noastră tot așa o să vină și tot pe aici. Dacă dorește cineva, în ceea ce privește acest subiect, să inițieze o discuție, dar după aceea să nu vine că m-a vorbit mai mult de lume. O să încep eu. Vă rog. Noi ne bucură să auzim că deja sunt două, trei variante de modernizare a acestei străzi. Și ne bucură faptul că lucrurile se mișcă cu oarecare repeziciune. Credeam că unele schimbări în Turda încep să se contureze. Înainte de a vorbi însă despre părerea Asociației de Nou despre acest proiect, strada 21 decembrie, aș vrea să vă spun câteva cuvinte despre modul cum vedem lucrurile. Vreau să fac precizarea aceasta pentru că și direct în ultimele luni și din momentul presei am fost oarecum nominalizat ca fiind un grup care își exprimă extrem de deosebit părerile și că fie au ceva cu Turda și nu ne respectăm orașul, că postăm poze cu gropi pe internet sau vorbim într-un anumit fel despre problemele orașului, vorbim direct despre problemele respective. Domnul primar spunea în câteva minute că să lăsăm istoria la o parte și să nu mai vorbim despre ce a fost. Dar noi trebuie să învățăm din ceea ce a fost
pentru că a fost o experiență destul de neplăcută. Rezultatele acestor ani se văd afară, se văd pe strada 22 decembrie și mulți dintre noi, prin natura comunității noastre, sunt convins că și noastră, călătorim prin lume, prin Europa. Și vedem cum arată un oraș european în anul 2016 și cum arată Tiurhan, în special zona industrială, unde vă desfășurați activitatea. Nici cartierele nu arată mai bine decât zona dumneavoastră. De asta am vrut să inițiem această întâlnire. Am avut ideea de a invita la o masă rotundă, la acea masă, reprezentanții unor unități economice care contribuie în mod substanțial la bugetul autorităților locale, direct sau indirect, și onorații membri ai autorităților locale care sunt responsabili în a gestiona aceste fonduri. Noi nu facem altceva decât să încercăm să punem niște lucruri în mișcare. Asta încercăm de aproape un an, când ne-am constituit în mod oficial. Și asta am încercat să transmitem prin mesajele pe care noi le-am gândit, că ne-am dorit niște schimbări într-un ritm relativ accelerat. Nu mai avem timp. Nu mai avem timp să stăm să ne gândim cum putem face lucrurile și nu avem timp de scuze. Cam asta ar fi mesajul pe care vrem să-l transmitem. Apropo de istorie, noi am mai avut o încercare pe genul ăsta cu administrația anterioară vis-a-vis de problema casei de cultură. Vreau să precizez și să le amintesc celor care ne-au urmărit activitatea că acum, aproximativ un an, am cerut în mod fair primăriei Turda să nu mai cheltuiască niciun leu pe clădirea casei de cultură. Am făcut o dezbatere publică în aceeași sală aici, cu presa de față, și am spus părerea noastră este până când nu avem o destinație clară, până când nu există un proiect bine fundamentat și bine gândit pentru clădirea asta. Fie că se demolează, fie că se modernizează, din banul public, să nu mai fie cheltuit niciun leu. Răspunsul pe care l-am primit, unii dintre autoritățile noastre a fost în sală, a fost abil, evaziv și echivoc, în sensul că SRL-ul nu e administrație locală, știm noi ce facem. Nu vă băgați peste noi. Ei, după un timp, noi toți ne-am trezit cu o lucrare de refațadizare, care știm cu toții e complet inutilă, sunt bani aruncați pe geam. Și acum, acum că nu sunt bani, noi am vrea ca acest lucru să nu se mai întâmple. Sper că mesajul pe care asociația de nou vrea să-l transmită. Și ne bucură faptul că există dispoziție la dialog, la conlucrare, la cooperare, pentru că toți cei care suntem aici în sală putem avea idei foarte bune în beneficiul comunității. Sunt convins că și reprezentanții unităților economice care conduc colective de oameni o să vină cu idei benefice, dar vrem să păstrăm acest cadru de dialog și de conlucrare. Și mai ales de transparență. Ne pare foarte bine că situația de la Hamba și de la fotbal devine transparentă. Hamba și fotbal sunt preocupări de weekend. Noi trebuie să ne gândim ce facem în activitatea de zi cu zi și în activitatea unităților economice care, practic, finanțează bugetul local. Acum, ca să trecem direct în subiect, pentru că noi am gândit întâlnirea asta într-un anumit mod și n-am vrut să fie transformată într-o agendă de întâlnire. Trebuie să punem de ajutor pe rând și să recunoaștem că lucrurile stau cât se poate de rău cu infrastructura în Turda și să gândim niște proiecte care să ducă la rezultate concrete. Încă o dată, de la bun început, vrem să spunem că ne-am dorit ca un proiect vis-a-vis de această stradă să devină un exemplu pentru infrastructura, pentru rezolvarea problemelor infrastructurii în Turda. Dacă, părerea noastră, dacă începem să gândim iarăși global, că poate să fie o arteră de intrare sau de ieșire, sau strada aceasta va fi inclusă într-un anumit plan mai amplu, s-ar putea să pierdem timpul, să pierdem... Sunt doar 2-3 km, jumătate, 3 km de stradă. Nu trebuie să construim nimic ceva super special, doar o lucrare de modernizare care nu trebuie atât de complicat. Propunerea noastră
este că la acest proiect există o transparență maximă. Acum, eu nu vreau să vă rețin atenția cu foarte mult, foarte multe detalii din legate de această stradă, știți cum arată această stradă. Din păcate, nu sunt doar lucruri de infrastructură. Eu vreau să vă arăt câteva exemple. Și haideți să ne imaginăm următorul lucru. Puteți avea un partener de afaceri care începe mâine o anumită colaborare cu una din firmele noastre. Haideți să presupunem că acel om n-a venit niciodată în loc. Și în ziua de astăzi, când apelează la tehnologie, apelează la surse de informații și zice, doamne, unde e strada asta? Lucrez cu firma cu tare pe strada 22 decembrie 1989, tot, dar cum arată strada asta? Păi, dacă sper să ne uităm, mulți apelează la metode moderne și se uită pe Google, cum arată strada. Pe Google sunt imagini în 2014. Deci, dacă cineva dintr-o Spania, Danemarca, Marea Britanie. Vrea să înceapă o nouă activitate cu o firmă din Turda. Asta vede pe internet. Ideea este că nu avem timp. Da? Deci, ce facem într-un timp scurt ca aceste imagini care reprezintă Turda pe internet la ora actuală, când mai trec băieții de la Google cu mașina, să arate altfel? Deci, asta nici nu mai există. Este exact la fel. Asta este, știți, care este diferența? Noi poate, dacă vreau să stați în fiecare zi acolo, poate nu le mai observați. M-am tot gândit ce pot să fie gaura asta. E care vreau să la fi. Mă mulțumesc pentru că știți ce am crezut pe lui? Am crezut pe intrare pe fără pe metro, că mai făcut mai sus. Pe care am să-mi stăte pe tot, care vinurile de spas, mi-e trebuie să mai nu ai cum dat în gaura cărților în spate. Care canalizare? Că nu există pe gaura la balaj. Se mai poate observa că această stradă se poate parca oricum juri. E imagine publică. Oricine poate acesta. Deci, nu este doar o problemă de imagine sau infrastructură, e o problemă de încălzarea codului rutier. Este pentru că vin toate primele... Nu ne interesează scuzele, ne interesează legea care nu se aplică. Aia da. Dacă vreți să dăm și soluții, se poate face o parcare de tiruri undeva la un kilometru, stau frumos acolo, și schimbați un telefon celular. Și am ajuns în capătul străzii, dacă vrei să rămânem doar pe Google. Dar n-am rămas doar pe partea virtuală. Cu ajutorul colegilor mei, am făcut poze și săptămâna trecută. Deci, asta în 2014. Vă dau ocazia, acum să vedeți cum a arătat Turda, strada respectivă, în 2014 și cum arată azi. Arată ca o stradă dintr-o țară de lumea a treia, unde când s-au găsit resurse pentru două, trei lucrări de asfalt, s-au pus pe mijloc și restul nu. Acum, poate nu vă dați seama de mărimea acestui problem, vă dau eu o sumă. Comparați mărimea proiectului de 2 litri cu adâncimea lui. Este bucurător faptul că unii oameni și-au luat soarta în propriile
siguranțe și au zis pe domeniul privat, probabil zic eu, și au făcut niște parcări. Și au tăiat în propriul teren și au zis, trebuie să lăsăm mașinile undeva, lăsăm domeniul public să își revină și noi facem ce putem. Da? Nu cred că avem nevoie de cuvinte, e de săptămâna trecută. E proaspăt. Nu e o imagine care ne face cinstit. Gândiți-vă că vine un important partener de afaceri într-o țară, alfa decât România, și trece pe stradă și vine la noastră la birou, la o întâlnire și vede asta. Nu știu dacă mai bine. Deci, poate că am avut o greșeală când a spus să mergem la o parte, dar nu mă refeream la istorie, ci mă refeream la ceea ce prezintă domnul Călin aici, care într-adevăr este rezultatul fostelor administrative până acum. Dacă a venit să ne prezentați și au lăsat pe voi, știm. Dacă vreți să discutăm eu la asta, oare vreți, cred că e clar un nou consiliu local cu dumneavoastră, cei de față de aici, cei care aveți legile sociale sau operaționale pe Armata Roșie, pe Sfântul BDCM, să găsim o soluție la ce facem. Că ceea ce până acum mă vedem eu, cred că le știm toți. Înainte mai erau și mai multe lucrătere. Între timp a trecut pe acolo și domnul Berci a rezolvat problemele canalizării într-o oricare măsură. Strada care este canalizată total, începând din martie anul viitor, se va rezolva la drum dacă fie și zona limitrofe 100% la și canalul, trebuie să ținem cum și de asta, ceea ce urmează să facem acolo. Iar auto, cum spuneați, circulăm în Europa și vedem multe și numai la noi în țară se întâmplă aspectul ăsta că se sapă, se asfaltează, acoperă și asta sapă și asta asfaltează din partea generatoare de bani. Dincolo, foarte multe șosele sunt cu parte asfaltică, doar pe centru și unde vin utilitățile, canalul APA, sunt acoperite cu piese cubică, ceea ce permite o intervenție foarte rapidă și o reparație rapidă la fel, pentru că nu mai afectăm strat asfaltic. Sunt multe de discutat, nu cred că este cazul să intrăm, să arătăm imagini, care, până la urmă, demonstrați ceea ce de ce puteți acolo aspect este de următător. O știm. Haideți să vedem ce putem face împreună să ajungem la ceea ce ne dorim. Eu, la un moment dat am fost întrebat, de fapt, stăm de două ori de aici și care-i concluzie sau la unde vrem să ajungem. Eu știu unde vreau să ajungem, fiindcă noi am avut discuțiile de rigoare, poate mulți nu știu unde vrem să ajungem și haideți să găsim soluțiile de finanțare tehnice, de proiectare și ceea ce ne-am propus. Nu, și-a arătat, dar nu știu, cred că știe toată lumea. Situația drumurilor în Curtea nu este rezumată numai asta la 12. Situația este un pregunicii nostru. Problema e că să mai tragem un strat ministrat sau pe 12 nu se rezolvă. Problemele sunt mult mai grave, încă o dată vă spun, din punctul meu de vedere, mult mai rapidă raza întregului municipiu. Problemele fac și se datorează infrastructurii drumurilor din municipiul nostru au fost proiectate și realizate în anii 60. În anii 60, dacă ne aducem aminte, noi transportam transportul greu să făcea cu ave, mai sunt 16 tone. N-are rost să întreb acum pe noastră sau pe reprezentanți ai companiilor care ne reprezentați cu ce tonaj se iasă din curțile dumneavoastră, paratele, drumurilor multe. Deci problema nu e atâta timp cât noi nu reflacem drumul din fundament. Și vă dau un exemplu. Uitați, s-a asfaltat, toată lumea s-a acuzat și a pus acuze la sectorul de drum Poiana Bicotă. Dacă ați fost atenți, în stația de autobuz dinspre Micro, spre centru de Micro 3, deja au apărut câteva refulări și burtușii. Așa sunt. Burtușirile sunt datorate procesului de test de scheț, refulările din cauza stratului, deci fundament,
Fundația Bunii care cedează. Și problemele plătesc și vă spun sincer, prin unele putem rezolva dacă nu refacem un întreg sistemul. După aceea se pune problema sarcinii fonsii. Ca eu am fost vicinat și până asta fons, știu majoritatea agenților economici pe data 25 decembrie, nu-i nominalizez, dar știu, peste 90% din agenții economici au cu depășire de sarcini. Nu se va ține niciodată de număra. Gândiți-vă că vom ajunge în limita penibilului, în momentul în care noi acum la presiune de asociație din nouă sau al altor agenții economici din zonă, trage un stat în jurul asfaltică care pe garanția mea și cu mandatul meu de consilier și tot nu va ține mai mult de una de zi. Problema este mult mai gravă și e mult mai costisitoare decât ne închipuim noi la primare. Toate drumurile, cum v-ați dat exemplu, în stația de mică 3, unde acum o lună, două luni să punem mistura asfaltică. De fapt, ce facem? Asta punem drumuri. Ca și soluție, mi-am prezentat-o și administrației anterioare și trebuie respectată, exact cum spunea și domnul Pintea dumneavoastră, respectată legea, deci aș propune două puntare, cum la intrare, cum la ieșire, pe 12 decembrie, nu o să fiți niciunul dumneavoastră de acord să fie două puntare, să se poate cântări sarcina COSI. Nu, asta, să zic așa, cu o glumă. Dar, după aceea se pune iarăși problemă. Majoritatea mașinilor mari stau și mă uit pentru că mi-am efect profesional, văd sub ele o bandă de motorină, o bandă de ore. Când îl spui la asfalt, ce straturile astea pe care toți le știm, uzură, binde, statul de legătură și statul de bază și tot, sunt pliați pe bază de hidrocarbur, care se dizolvă, dizolvabilă cu benzină. Noi, dacă nu suntem conștienți în momentul în care la mașina noastră care conduce un șofer, filial, noi are scăpă de metorină, are automat acolo ajung, se dizolvă pliantul, știu ce înseamnă pliant, și automat acolo apare ceea ce noi numim aria partea superioară a mistura asfaltice. Deci, de-aia am și întrerupt discuția ca să nu ajungem undeva zicendat, unde găsim soluții de finanțare pentru tajul cu fosfor asfaltic, realizăm rezolvăm capurile de canal, dar nu este rezolvare. Rezolvare este exact cum în mandatul anul trecut la Cluj-Napoca, ați văzut toată zona Mănășturi, în momentul în care s-a refăcut infrastructura rutieră pe linia de tramvai, s-a făcut de sus, de la Minerva, noi până Rix. Deci pentru că și-a dat seama că nu mai are cum să reziste și nu mai este dimensionat ceea ce s-a realizat în anii 60 și ceea ce este în 2016. O secundă. Deci, am putea să duce cu cineva din Polonia sau din Cehia care au rezolvat problemele astea cu șosele de și anii 60, care se cunosc foarte bine la probleme de super gabarit și așa mai departe. Pentru că, dacă nu e posibil așa ceva la ora actuală, în 2016, să construim străzi în așa fel încât să aibă capacitate, da, să poată depăși și gabarit. Nu o chestie cu cântare la sfârșit, la capul de străzi, pentru că la un moment mergi să faci pizuturi. Deci, să fundamentul strada asta de la bun început, clar și foarte bine, fără să luăm infrastructura întregi plus. Pentru că aici se face bine. Nu micul 3, nu micul 1, dar doar acolo și să se face bine. Ce spune că se face prin orice cetățean al acolo, care își cumpără și o scobitoare. El plătește TVA-ul care se întoarce înapoi defragmentat la municipalitatea noastră, el își plătește taxele, deci timpul și tot ceea ce e taxe și cu ce se face de la simplu cetățean până la mare. Categoric, procentual. Procentual. Eu sunt manager de meserie, economist de profesie, cu specialitatea finanțe, bănci și controlul. Eu sunt cel care iau fiecare proces tehnologic în parte și două soluții la ceea ce dumneavoastră faceți. Nu numai ce dumneavoastră faceți și ceea și șase. Există întotdeauna, cu fiecare proces, există anumite condiții. Pe care trebuie să ne îndeplinim. Știi foarte bine la bun început care sunt parametrii. Ei bun, aici aveți efectiv lucrul ăsta. Aveți parametrii, știți ce ar fi de făcut, ce ar trebui făcut și aici ar trebui proiectat exact de la bun început cu cei care aș trebui să ajungă să poată să-și desfășoare activitatea. Pentru că am avut
fiecare stradă, indicatoare de sarcină, indiferent că e Ioan Opriș sau că e Conta Filiu sau în Sabinia. Acolo voi drum, o mașină, sub amicuraș, și în momentul în care se face un proiect, se poate face un proiect general de stăpân publice, știm foarte bine că sunt desfânte proiecte pentru cap, și să nu implice întreaga localitate, pentru că nu proiectăm sub viteze de proiectare, care să avem o supraavanțare în curbe, că noi circulăm cu 120 ca motostrăzător. Avem nevoie de niște proiect general care se poate aplica pe zonele de trafic care sunt aici. Dar toată problema, asta a fost puțin ironic și mi-a spus cum a rezolvat problema. Din păcate, nu sunt de fericire și tot. Am lucrat în momentul în care am terminat facultatea pe sectorul de turm Târgu Mureș și Sibișoara, unde, dacă vă aduceți aminte, vechiul regim a fost total atentător. A venit firma din Germania care a prezentat o soluție cum să refacă sistemul rutier, astfel încât să nu se preia niște asfaltele cu rosturile din ratare de la Dana de Vecchi. E o soluție care eu de fiecare dată când trec la sectorul acela de drum, mă bucur și văd că rezistă traficului și poliților de dată. Mulțumesc. Dacă îmi permite să dau câteva cuvinte de punctul meu de vedere, eu cred că foarte mult de la masa asta și de la masa din partea opusă, să știu ce înseamnă competiția și performanța. În sensul că dacă noi nu putem face ceva, vine o firmă concurentă și ne ia clientul. Dacă noi nu suntem competitivi, și nu reușim să facem niște lucruri așa cum le cere piața, nu vinde. Dacă un restaurant nu are mâncare bună, omul merge în altă parte. E simplu. Ne-a învățat lucrul ăsta, economia de piață. Noi nu putem să mergem să-i spunem clientului, știi, e greu să-ți facă ciorbă, domnul client, nu-ți dau să mănânci nimic, că e foarte greu. Noi nu putem merge cu scuze la clienții. Noi trebuie să rezolvăm problemele. De asta suntem dispuși să colaborăm, să găsim modalități prin care rezolvăm această problemă. Haideți să lăsăm străzile din alte cartiere deoparte. Haideți să încercăm să punem la dispoziția acestor firme de pe 22 decembrie 1989 o stradă care are doar 3 km. N-are mai mult. Într-adevăr, domnul Matei are dreptate. Stăm de 20 și ceva de minute și discutăm că timpul costă bani tuturor. Ar trebui să fim mult mai eficienți, să încercăm să trecem de la stadiul în care stăm și contemplăm cât e de greu să facem un lucru, la modul de acțiune pe care îl vedem peste tot în lume, că funcționează la fel. Dați-vă pe YouTube, chinezii fac un hotel de 20 de etaje pe o săptămână, domnule. De-aia e China acolo unde e, pentru că are performanță, are productivitate. Eu vreau frumos, haideți să ne trezim. La realitate, că am aflat în anii trecuți cât e de greu să faci lucrurile în turnă. Mi s-au tot spus, domnule, nu se poate că e greu, nu se poate că nu e făcută canalizare, nu se poate că nu plouă, nu se... Domnule, scuze, putem să vă dăm câte doriți. Dar nu ne ocupăm de lucrul ăsta. Noi încercăm să găsim soluții. De asta, din timpul nostru liber, ne-am rezolvat un pic de timp acum, să facem o invitație, să colaborăm în alți termeni. Nu așa nu se colaborăm și cu domnul Ștefănie, în termeni ăștia. Haideți să găsim o soluție cu Casa de Cultură. Domnul Ștefănie mi-a spus, vreau să vedem filme la toamnă. Păi vedem filme pe alea, nu are să mergem la Casa de Cultură. Și-a băgat 3 milioane, pentru că au fost 3 milioane de lei băgat acolo, sunt convins că găsiți fonduri la primărie și prin alte părți să facem măcar jumătate din stradă. 3 milioane de euro? Nu, nu, nu. Și de aceea e o problemă că de ce ne-a de aia. Probabil că ar și o eu vreau să spun că tonul pe care am vrea să discutăm este constructiv. Haideți să ne suflecăm în legere și să încercăm să găsim soluții la lucru. Nu să spuse mie, mi se pare total contraproductiv să ne mai întâlnim. Da, sunt. O să dau cuvânt pe domnului Vasile Ranca. Deja pe mine începe să mă discrete, sunt foarte deschis la chestiunea asta, dacă începe și intrăm în detalii de construcție, noi aici, nu te scopul nostru. O să vină domnul Turteanu să ne spună atunci, eu lucrător la Laurea și Pondeci. Haideți să fim mai consecvenți a ceea ce ne-am propus să facem astăzi, să nu ne mai irităm unul, că nu știu, mi s-a propriu la eroniștilor și ce, eu vreau să
și grup această întâlnire să fie una colegială, prietenească, care să tragem niște concluzii. Putem sta până mâine dimineață și să nu tragem niște concluzii. Eu am înțeles despre ce este vorba, care este dorința noastră din discuțiile pe care le-am avut, să ne ascultăm câteva opinii, dar să ne rezumăm la finalul acestei discuții, în ceea ce privește strada 20 decembrie. Cred că soluția, adică ceea ce trebuie discutăm este cine se amă la proiectare, ca să avem un drum competitiv din punct de vedere al tonajului, fiindcă așa este. Sigur că o stradă de cartier nu trebuie să sufere asemenea tratamente ca și o stradă cu trafic greu. Și, în al doilea rând, să vedem cum le ajutăm cât mai repede finanțarea sau avem făcută. Cam asta este. Domnul Mărător. Da. Singurii unitatea teritorială Turda nu va putea să rezolve această problemă. De aceea suntem noi toți aici, să luăm la început cu dreptul, și anume, bugetul local această dată și nici în 2017 nu va putea susține proiectul de poziție în altă domnului, să intre în proiect, să susținem singur bugetul local, numai cu taxe și impozite, cu toate contribuțiile dumneavoastră a societăților care au acumulat economie cu rază de cinci, dar nu vom reuși. Deci, părerea mea este exact ce susține domnul primar, să intrăm într-un parteneriat cu dumneavoastră, cu dumneavoastră care să intrăm în parteneriat. Și anume, împreună, să dăm naștere acestui proiect, să vedem cât costă acest proiect, la fiecare parte cât ne revine. Și trebuie să intrăm, să executăm acest proiect. Să putem gândi, să putem lună, două, să facem proiectare. Dacă tot ducem cu discuții de astea că mașini de zona mare sau mici și așa mai departe, sau parțele, că nu știm. Dar de timpul s-a dus și doamna asta. Părerea mea este că să batem astăzi palma cu societățile care au activitate, bine zice de locuita, care activitate poate fi perturbată din cauza acestor condiții, în special de manevrarea mărfurilor. Și să stabilim astăzi părerea mea. Primarul a spus părerea primăriei, noi a Consiliului Local, să intrăm într-un parteneriat frumoasă, pentru că această stradă va fi folosită în deosebire de societățile dumneavoastră, mă refer în afara reprezentanților de tehnologi, societăților care au activitate economică pe 22 decembrie. Și în meu lucrare, lucrăm acum pe Boiana, pe PNRT și pe 1,5 km, valoarea proiectului este 1.700.000. Deci cam 3 km acolo, ăla se ridică, ăla se ridică. Deci, ăla se ridică, nu uite, aproximativ discutăm. Deci, singur, ne va testa, indiferent ce efortul vom face, fără susținerea dumneavoastră și a dumneavoastră, nu reușim să realizăm acest imperativ care, pe adevăr, este strada 20. Deci, această problemă v-aș invita să luați asentimentul să intrăm în părerea noastră într-un parteneriat, să stabilim fiecare care este contribuția financiară și atunci putem trece la acest. Dar să nu uităm că noi existăm aici, da? Și noi și dumneavoastră, și trebuie să facem toate lucrurile ca să tragem toate resursele posibile de care avem nevoie. Ce este un fapt cel ce spunea și dumneavoastră, timpul, este cea mai scumpă resursă și până vom reuși, știți cum se mișcă și ministerul, știți câte birocrație este, chiar de trecute, am avut o discuție cu secretarul de stat Rabete, care este de-a noastră incubiatorul. Și am spus, domnule, dacă știam că atât de grea este problema la minister să se rezolvă problema, adică spune că n-ai aia, după aceea te duci la altă sentință, de la altă teama, de la tot felul de funcționare de prin minister, încât până la urmă să ții gază în București, te mult la București, la primar și stai acolo și tot de aia prin minister. Dar altfel este birocrație cumplită. Voi încercați să reducem această birocrație, avem și posibilitățile necesare, dar oricum nu putem să așteptăm de azi mâine. Mă distrau un articol de pe Facebook, cu erau niște comentarii, ai promis primarul că așa se urmea să așteptă, dar n-am promis niciodată așa ceva, adică știu că nu e posibil. Dar orice ne propunem este un proiect de durată scurtă, minte sau lungă. Problema infrastructurii turului la momentul nu în actual, dar este el o
atunci, da, găsim o soluție de finanțare, pentru că proiectarea nu e o problemă, că dacă supunem unicitate de proiectare, poate să vină din Cehia, din Polonia, din Franța, Orbeone, sau români, avem și români foarte bine pregătiți. Dar să vedem dacă putem găsi noi aici această soluție. Domnul Anca, aș vrea să mai repetați încă o dată suma pentru un kilometru de șosea făcută. Păi acum e cam un kilometru și 200 și am primit pentru lucrarea respectivă 1700. Ați primit? Ați primit. N-ați licitat. Deci vă dau exemplu adunate date de pe comunele din vecinătatea noastră, șosele făcute la 40 de tone, da? Cu fundație, cu două straturi de asfalt, 89.000 de euro kilometru. Eu cred că dacă primăria Tursii s-a uitat un pic în buget și poate și în reacție economice, eu sunt sigur că banii pentru cei 3 km de șosea l-am găsit. Și nu vreau să vă spun unde am putea căuta în bugetul Tursii, că sunt bani. Deci asta cu nu sunt bani. Ia mai strângem un pic șurul cu stânga, ia în dreapta și prioritizăm o altă treabă. Nu, mulțumesc pentru intervenție foarte bună și vreau să fac eu o completare aici. Sigur că așa este. Doar o licitație poate duce la prețul corect. A fost o cutumă în primăria Turda, e datorită faptului că avem această societate domeniul public Turda, lucrările au fost atribuite în mod direct acestei societăți. Nu prea este corect și am spus-o de când am venit că n-am avut lucrări pe PNDL, că nu mai vreau să fac nicio lucrare prin atribuire directă. Le vom face prin licitație și care este cel mai bun să câștige, iar comenduirea domeniului public din Turda, dacă consideră că are tarife prea mari pentru a câștiga o licitație, n-are decât să ceară să-și revină tarifele, există în Consiliul Local, le vom aproba, de așa manieră încât să poate contrata și alte licitații în teritoriu, poate exista în continuare. Din punctul ăsta de vedere, sunt de acord cu dumneavoastră, cel mai bun preț oferă piață. Dar, pentru ceea ce vrem să facem, nu ne obligă nimeni să lucrăm nici cu domeniul public, nici cu toată societatea. Atât pentru proiectare, cât și pentru execuție, vom apela la licitație. Asta este normal. Ca să ne demasați, cam timp, prin licitat și realitate, dacă Yeah.
face drumul ăla, iarnă, vară, sunt 2 metri de apă. De la postul Sopac, ăla în pus. Ăla în viață, critic asfaltul și totul este în zadar. Degeaba face drum când nu este canalizat. Pentru că face drumul să nu fie canalizat. Așa se face la noi. Suntem obișnuiți. Prima dată ar trebui să se facă asta. După ce se face asta, putem discuta și de problema drumurilor, și de proiecte, mai sunt și fonduri europene care se pot accesa, că nu se va face într-un an, sunt foarte sigur. Că nu se poate face într-un an. Se poate repara într-un an. Părerea mea personală că drumul ăsta e destul de bun, dar ținut din 2004 până acum, stratul asfalt, e cât s-a pus. Vă spun, au fost aproximativ 12 cm. Atunci s-a pus și s-a renunțat la celelalte două vechi, s-a pus mai pe mijloc. Dacă o ținut până acum, nimeni ține 10 ani, pentru că se face un precum trebuie. Îl face dacă trebuie să face cum trebuie, pentru că pe acolo va veni și traficul greu. Sau să nu uităm că se va plica podul peste Areș, în curând, ăla de la Aena. Și iar se va devea traficul pe Banda Roșie, cum s-o devea și în 2005. Dacă n-ați fost acolo, știu, pentru că acum desfășură activitatea de zi, sau ceva de întâlnire. Atunci era nebunie pe Banda Roșie, tot traficul era pe acolo. Și plouă, mizerie, noroi, nu există canal de recuperare, nu s-o ceri pe ea, parcă nu pot. Acolo e locul. Asta e. De acolo, o să începem prima. Asta e părerea mea. Dacă are altceva după aia, e problemă. Da, de problemele sunt foarte multe, nu știu ce pot spune, dar și nu se rețe la ele. Fondurile europene pentru infrastructură nu există. Ceea ce putem pe infrastructură, putem aduce pe Ministerul Dezvoltării. În al doilea rând, eu aș fi dorit un proiect integrat pentru Tordal în ceea ce privește la coadă. Adică intrarea în Tordal despre Căpiașe și la Cluj, la ieșirea în Cluj. Sigur că este ambițioasă dorința, dar nu este bine rezolvat. Dacă facem străzi sporadice, ajungem la diverse situații. Facă cineva strada aia, fac eu biserică pe strada aia. Și atunci, cum spunea domnul Sucer, nu prea știm nici cât costă dinainte de neapucă. Era foarte scurt timpul până la finalul campaniei și am făcut câteva străzi, gen cu zavodă, care peste două luni să vedeți pe toată de stramă, numai 2 cm de asfalt. Din curând s-a turnat asfalt, casa de cultură nu e contabilizată, dar nu e nici cum. În schimb s-au scăcat banii. Spuneați de buget. Aveți dreptate. Noi lucrăm pe un buget în copiii de alții. Un buget care nu este al nostru, nu ne este propriu, nu este impropriu. Un buget se căpiți. Ce mai putem face? Vreau să vă spun că până la acest moment gradul de colectare este de 60%. 100% nu va fi niciodată. Eu cer să ducem undeva la 90% ca să putem primi niște bani suplimentari de la guvern. Încă dacă trecem de 87%, o primește bază de rentă de ori la milioane de euro, sper că va fi așa, dar gândiți-vă că noi avem acum undeva la încă un 36%, adică o treime din buget pe care l-am putut colecta. Sigur că la putem gândi alt buget, funcție de problemele pe care le rezolvăm. De aceea aveam eu această solicitare la un moment dat. O să vă rog dacă dintre dumneavoastră să veniți la acea întâlnire, undeva acum, la începutul octombrie. Sunt, bugetul turului este grebat de foarte multe cheltuieli. Nu pot eu să-l numesc utile, inutile, ne-am venit din spate, trebuie să efectuăm. Dată transportul local, care este foarte scump pentru turna. S-au ajuns la 12% din bugetul local, să dăm la CTP. Foarte mult. Eu am cerut serviciul economic să-mi fac o situație cât bani a plătit urda albei iurii în 6 ani. O să vă speriați, o să fac publice aceste cifre. Foarte mult. Foarte mult. Plătim, fără niciun sistem de control, abonamente la absolut toți pensionarii care au dreptul, bani de timp să mai mare și limita de vârstă pentru care se aprobă aceste abonamente și plătim subvenții sau gratuități pentru circa 4.000 de oameni. Eu am convingerea că nu circul 4.800 de
pensionare în fiecare din contul bun. Nu știu dacă știți, au făcut de cercul de multe ori oameni, dar noi plătim această, fiindcă nu s-a implementat sistemul de ticketing, nu s-au implementat multe anexe ale contractului în vigoare, care ar fi trebuit să implementeze. A fost un contract semnat prost, care a dus la aceste sume colosale pe care le reprezentă. În doilea rând, avem activitatea sportivă în Amba. Este ok, am discutat și cu amăriști, am discutat și cu colegii de la Pienoa, când am mai avut discuții de genul ăsta. Eu am inițiat întâlnire cu oameni de afaceri. Sunt mulți oameni de afaceri care susțin această echipă în Turda deja. Și eu zic că merită susținută, fiindcă, dacă ajută Bunul Dumnezeu, o să avem și o sală polivalentă, cel puțin la CNI ne-au promis că ne ajute cu această sală, avem și amplasamentul, l-am și predat lor, că așa se procedează. Și o sală polivalentă la Turda, cred că aduce multe competiții, care ridică valoarea Turdei și știu eu, faima noastră să ne-a dat pe sport. Avem multe perspective de a renova acest oraș. Trebuie doar să fim uniți, să nu mai considerăm tot timpul că suntem jigniți unii de ceilalți și eu cred că atunci, sigur că de la prima întâlnire se poate rezolva acest lucru. Dar din discuții, mai multe întâlniri și când suntem dispuși toți să punem numărul, eu cred că e bine că nu. Și eu vin din privat. Și eu vreau să fac. Și aveam de lucru. Chiar aveam de lucru și aveam unde să mă duc. Am venit aici la o treime de salariu de la urmă. Nu m-a pus nimeni. Dar am venit că vreau să fac și observ că sunt grupuri civice care vor să facă. Dar apropo de civic, și dacă tot ați arătat imaginea asta, haideți să vedem cum îi putem determina pe cei de la fostul casinom să-și ecologizeze două la lege. Acolo nu se taie niște bălării de 3 metri. Dacă permiteți. Da. Baza celor legi, instituțiile statului și autoritățile locale n-au decât să amintese voia de la Casarom până le determinează. Să vă spun altă problemă, chiar nu știu. Nu este Casarom proprietate. Este un executor, nu executor. Orice dator. Noi dacă acum mergem pe direcția cu noi, depozitate în diferite locuri, putem să discutăm și cu noi. Nu, nu, nu. Tot numai că trebuie, vorbim de amată, nu știu, da. Cum se face că sectorul 6 București, primarul Mănescu, a intrat pe terenul private, a colectat o gunoiul de acolo și le-a spus la ea, dacă vă mai prind cu o bucată de gunoi aruncată pe terenul privat, poliția locală vă dă amendă, conform legii, nu vă gândiți. Cum au făcut în sectorul 6? Nu știu, cred că n-ați ales foarte multe exemple. Nu cunosc aceste exemple, posibil să existe, dar s-ar putea și să fie legal. Deci, ca să violez proprietatea cuiva, dacă nu este o situație de urgență, nu am cum să intervin. Sigur că pot să intervin acelei clădiri care a fost lăsată de fericite și este un pericol public. Și mai sunt și pe teritoriul chimicilor astea de spate. Acolo pot, dar dintr-o proprietate privată, sigur, i-am somat, au primit pe o prima mai de 20.000 de lei. O să-i amintem în fiecare zi, dacă așa trebuie, da? Exact la fel cum poliția... Nu știu dacă e caselă așa. Exact la fel cum poliția ne poate aminta dacă noi parcăm autovehiculele noastre repetate rânduri în locuri legate. Exact așa și autoritățile locale se aminteze pe aia foarte des până când rezolvați problema. Dar nu se poate să mergem în continuare pe același ton, nu se poate, nu se poate, nu se poate. Trebuie soluții. Nu dată și de vedea mea să știți și în primărie. Nu există, nu se poate, clar. Dar nu pot să fac aborturi. Sigur că facem treburile de așa manieră încât să rezolvăm problemele în bună pace, dacă se poate pace, dacă nu. Chiar să intru rădător cu un executor de asta, n-am niciun interes. Bun, dar să revenim la problemele noastre, poate găsim totuși soluția pentru această problemă. Dar pe cuvântul anterior, cât este metru pătrat, ca să
stat de usură. S-a răspuns atunci 10 euro. Dacă noi facem aia 3.000 de metri, ori numai 7 metri, ori 10 euro, ne-a stat 210.000 de euro numai în strat de 4 cm de mixtura asfaltului. Dacă ținem cont că ca să aibă rezistență drumul, mai trebuie încă 4 cm de lumină și încă 20 de cm de strat de pasă, noi ajungem plus după acea stratul de balastă, s-a spus și domnul Lucian, că toate utilitățile trebuie făcute. Dacă ținem cont că în orice lucrare, lucrările de fundament, de fundație sunt 60% de costuri, am putem să ne facem o părere. Dacă apelăm la ASA CONS să facă drumul vitale de beton, ASA CONS cântă prețul de 23 de euro pe metru de beton. Este adevărat. Și asta numai la 7.000, ținând cont că este valorul 3, care este 3 pe 4. Deci sumele luată așa de o somă, ca să avem o bază de discuție. Țin, vă rog frumos, 210.000 euro, numai dacă tragem pe strat, pe misura asta. Nu, primar, nu vă supărați. Eu fac parte din T9 și eu nu mă abțin câteodată să nu vorbesc. Așa am putut și la domnul Ștefănul. Dacă nu-i pune clar înaintea voi, niciodată nu înțeleg. Domnul Pino poate spune ce vrea. Haideți, domnilor, cu primăria, cine aveți, definiți ce vreți cu strada. Întrebați-i pe oameni de acolo. Vreau parcare? Mai vreau curve pe strada? Mai vreau bună? Dacă dumneavoastră ați dar nu, atunci haideți să rămânem lucrurile, că nu noi vrem. Noi vrem să o facem. Dar nu spuneți mie că ce dorim să facem. Domnul primar, vă lăsați un secund. Da. Eu vă cred că nu e în viață de utilitate. Ce ați declarat dumneavoastră, veți avea totdeauna sprijinul vostru. Dar modul în care puneți discuția, ne duce spre vechea conducere. Nu, cum se discută, uitați cum discută domnul Mic și cu domnul Amu. Definiți strada. Ce restricitați? Nu costă nici 7 euro, nici 20 de euro, că n-aveți de unde să știți cât costă. Nu cereți domeniul public. Domeniul public e o îngrășitorie a primării. Cereți la cei care știu să facă. Lăsați-i cu ea să votrați. Ați venit la primărie, m-am bucurat că trebuie să erau plini de polițiști. Jandari, nu știu ce era. Nici nu știam că sunt adevărat. De o lună nu mai vedeți pe niciunul. Puneți-i pe armata roșie și spuneți să fie ordine. Uitați-vă cum sunt parcate camioane. Și pe străduc, și pe dreapta, și intersecție toți. E greu ca acești oameni care trebuie să-și facă legea, care nu să facă legea și să-și plătească merite banii pentru care îi plătesc, să meargă să facă ordine acolo. Nu e greu. E greu ca să scoateți prostituția de pe stradă. Unii oameni trebuie să-și facă sarcini. Cine face oameni? Deci oamenii pe care îi aveți dumneavoastră sunt bătrâni. Și noi îi finanțăm. Dumneavoastră, dacă facem bugete, vă puteți să le discutați anul trecut. Să știți că niciunul dintre colegii noștri nu o să vină să vă dea bani. În termen parteneriat public, dacă nu știți despre ce e vorba. Corect. Și atunci, dacă începem să gândim altora constructiv, eu cred că din asentimentul colegilor noștri s-a deschis cel mai mare sprijin al nostru. Noi am încercat o discuție care și-o pierdut sensul aici. Acum, în acest moment, ne-am discutat fiecare de ce ne mulțumim despre alte probleme în același sistem vechi. Haideți să facem profesionist. Eu vă cred. A zis că n-aveți organigramă. O să o schimbați, vă cred. A zis că sunt irosit oameni. Vă cred. Faceți bugetul, definiți necesitățile și nu faceți numai la ce ne cred. Și banii folosiți ca lume. Și cei care trebuie să-și facă datoria și care sunt plătiți, puneți-i, fugăriți-i un pic, domnul primar. Fugăriți-i un pic, că și pe noi ne fugăresc la altfel nu-ți fac. Și să știți că fugăresc, dar eu sunt mai unul. Și trebuie multe bote sau bote în cărmare. Și aici faptul că s-a deluat aici în discuția, probabil că vine atât de lor. Suntem la prima discuție de acest gen, poate că mai... Deci eu ce pot să fac? Să întocmesc un proiect sau să solicit întocmirea unui proiect pe care să-l agreați cu toții. Fiindcă eu am înțeles că se doresc și piste de biciclete și trecere extra-lateral și sigur. Putem să venim cu o bază de discuție și dacă ficăm pe aceasta, terminați să ne spuneți ne place sau ne place. Haideți să definim 3-4 noțiuni. Cum vrem acest proiect, ce dorim să conțină și dacă toată lumea e dispusă să intre în acest parteneriat.
prematur să discutăm lucrul ăsta. Nici nu cred că trebuie început o discuție de la găsirea finanțării. Pentru că ați văzut de cutumă. Aia e o cutumă a sistemului trecut, în care se căuta o sume pe aici pe acolo, se identificau niște sume disponibile și după aia abordarea era, hai să vedem ce putem face de banii ăștia. Și sigur, cu marjele de eroare corespunzătoare, banii se cheltuiau. Fix cât se aveau, atât se cheltuiau. Nu rămânea un leu. Foarte interesant. Deci dacă era 1 milion de lei la dispoziție, se găsea o lucrare care fix 1 milion de lei costa. Ori eu cred că, dacă noi ne gândim în obrada noastră cum funcționează lucrurile, în timp, mergem pe o ordine cum o aveți pe ecran. Întâi, ne documentăm. Haideți să vedem ce se vrea. Eu cred că o primă, dacă discutăm de o convenție pe care putem avea la sfârșitul întâlnirii de astăzi. Haideți să vedem de acolo. O primă etapă este o etapă necesară de documentare, în care fiecare dintre cei care au sediu sau pun de lucru pe strada respectivă, își vor putea expune doleanțe. Oamenii respectivi poate au nevoie de locuri de parcare, de o modificare a străzii, de canalizare, există o problemă de canalizare în locul respectiv. Toate astea trebuie documentate. Pe toate astea. Faptul că există o problemă de canalizare trebuie documentat. Pentru că undeva în fluxul respectiv de lucrări, trebuie găsit o soluție și pentru problema respectivă. Deci după ce avem o documentare detaliată a tuturor problemelor și a doleanțelor, a cerințelor pe care unii le-au putea avea, trecem la proiectare. Și vedem, inclusiv canalizare, inclusiv amenajări parcări, inclusiv atâtea lucruri, cât costă în final. Avem un deviz, cum spunea Andrei, și pe urmă intrăm într-o fază de licitație și întrebăm în jur. Care cu cât poate să facă lucrarea respectivă, la prețul care va fi atunci. Eu zic că este total contraproductiv să venim să spunem că cineva de la Rea de Trei ne spune cât costă lucrarea și de acolo pornim. Trebuie pornit de la documentare, proiectare, finanțarea de fapt la mijloc. Ca să nu vorbim de calitatea lucrărilor care nu știu cum a fost până acum, dar acum înainte ar fi necesar să fie cumva urmărită mult mai mult. Cam asta ar fi propunerea de nou, ca să încercăm să totuși să concluzionăm și să nu stăm foarte mult în întâlnirea de azi. Noi am vrea ca 22 decembrie 1989, modul în care această stare va fi modernizată, să devină un exemplu ca modalitate de lucru. Deci dacă tot am vorbit, cred că și de la urmă și domnul primar Matei, în campania electorală care s-a anunțat, a vorbit de totul a vorbit de schimbare. Bun, schimbarea s-a făcut. Acum trăim acea schimbare. Dar vrem să o și vedem. Și cred că o schimbare în modul de gândire, că nu mai pornim de la câți bani avem și hai să-i cheltuim pe toți, ci hai să vedem ce avem de făcut și după aia vedem încă schimbare. Cam asta ar fi o schimbare de mentalitate pe care nu ne dorim. Ok, atunci hai să ne concluzionăm. Să vă ocupați dumneavoastră de partea de monografie din partea celor care au chestii de operative pe Armata Roșie și noi să pregătim partea de monografie în ceea ce privește canalizările, proiectarea și legătura cu domeniul, cu domeniul în care fim cu compania de acolo, acolo sunt probleme. Deci noi să pregătim asta, dumneavoastră aduceți solicitări tuturor, dar să mă țină cum ar trebui fiecare să arate un proiect, proiectul general și ce se conține, nu? Câteva elemente. Vrem niște de biciclete, vrem trece la nivel de tari. Și la următoarea întâlnire ne va discuta pe toate complete, fără a emite sume și că după aia vom vedea și sumele. Ceea ce este important, zic eu, de fapt că lumea a cuplat la această idee. Adică, înțeleg că suntem dornici să rezolvăm această stradă. Chiar dacă eu, foarte catolic, treaba cu a realiza o singură stradă la momentul ăsta, dar este o stradă foarte importantă, am destine stătătoare și cred că merită. Dacă vă considerați de acord cu această concluzie. Oricum, nu putem stabili foarte multe date în acest moment, la această dată, decât să venim și cu cifre că. Nu vreau să spun ce este acest pas, dar doriți să vedeți, să vă dați seama ce este acolo. Zic, în șacuri, vă spun poate că nu să registreze cu șacuri și tot ce vrei în mărărie de acolo.
poliție, în zona respectivă și am întâlnit și de la toată ștată în față de atentă și fără nicio bază, adică duce poliția acolo, pentru că repetate rânduri am văzut șoferi bătuți și furați, fac și în parcare și pe teren. Mi-e și milă dacă cer voie să intre în curte să parcheze, să nu-i las pentru că au marcă de valoare și să nu-i las să intre în curte să parcheze. Deci ar trebui făcută pe zona aceea un proiect mai amplu și poate reușim și statul să educe dacă trebuie să vorbim drumul în loc. Forțăm urma, ca să obținem fonduri, deci apelăm și la lucrurile ortodoxe, pentru că până la urmă lucrurile sunt cel de ar putea să faceți pentru că este un județean și ar putea finanța. Și județul și toată lumea și cu Ministerul Transportului Județ să participe, pentru că este o mere copii. Nu, degeaba, vă spun, nu am nimic aici, niciun agent economic nu va plăti eventual impozit care trebuie să plătim pe familie, va da pentru oricum. Dar rest, niciunul nu va putea că le avea de susține taxele, impozitele și activitatea pe care o avem. Că poliția asta nu are armament, în dotare nu are posibilitatea să facă bază, dar sunt toate problemele de la discutăm și multe probleme care trebuie făcute. Important este dacă dumneavoastră doriți acest proiect și suntem de acord să mergem mai departe. Oricum, eu faceți mult mai departe, indiferent pe care dintre cele trei variante, doar că toată problema e de timp. S-ar putea să fie și la nivel de oraș, cum spunea domnul Sucru, s-ar putea la noi să putem prinde tot banii, pentru strada asta în buget, dar nu cred că este normal să facem acest lucru, fiindcă atunci n-ar fi transparență, n-ar fi distanță, și vedem astfel toate proiectele astea europene, astea și transparentă și cu distanță. Sunt foarte multe zone în Turda care au dat foarte mult și nu au primit nimic. Și sunt zone care au dat puțin și au primit foarte mult. Și noi trebuie să avem grijă de aceste lucruri. Să păstrăm aceste reguli cât de cât deschise și transparente. A fost o grea, este... Cred că toată lumea rămâne acum cu multe gânduri, dar zic că până la urmă, dacă vrem să facem chestia, să o facem. Apropo de timp și transparență, eu aș zice că ar fi oportun să stabilim o dată când ne vom reîntâlni din nou. Până la acea dată, noi ne angajăm că vom contacta pe toată lumea de pe strada respectivă și pe cei care au absentat astăzi și venim cu toată documentația de la primul pas. Adică pot să discutăm cu fiecare dintre dumneavoastră, o să centralizăm informația în format corespunzător, să putem prezenta pentru a putea trece împreună la față. De ce trebuie pe urmă? Cam o săptămână. Bun, și stabilim acum, cred. Spune-ți. Eu îl propun în 12. 12. 12 fiind luni. Da, e deschiderea anului școlar. Da, e deschiderea anului școlar. 13, cum să deschide. 13 sau 13. Începează în 12. Da. Pentru că toate societățile din oraș ăsta sunt singuri că au nevoie de oameni. Haideți să dau o minute, dacă îmi permiteți. ISCT-ul, Iert Curin, a devenit punctat de centru logistic. Deci rușii, ultimii proprietari de acolo, nu au renunțat la nimic din ce au, doar au vândut toate hale, adică toate hale. Ta mare parte din hale sunt vândute și oamenii sunt foarte încântați de ceea ce se întâmplă. Au spații de manevră, au tot felul de condiții în care să se dezvolte un parc logistic, au utilitățile la cheie și sunt foarte multe hale care deja și-au început activitatea. Fiecare din aceste hale se desfășoară anumite activități. Vă dau exemplu vizita mea la cele două fabrici italienești din Turda, care fac una face numai o cafetieră, dar toate elementele și este o industrie întreagă pentru o cafetieră. Era rămas impresionat, cafetiera care se comercializează prin firma Bosch și firma Philips. Și am întâlnit, eu fiind fost angajat la ceramic, am întâlnit foarte mulți colegi de mei care erau acolo, dar care sunt deja la vârsta pensie. Foarte puțin tineri.
Și am întrebat, am discutat cu directorul de la Ceramica, care îngerea și această abilitate pe cantată, și îmi spunea că nu au de unde să ia îndărați în domeniul lor. Am mai niște strunguri mai mic, au și strunguri noi, au aparate de dialit, au aparate de romane, au multe, și tot se lucrează cu foștii angrați de ceramici care tot sunt trecut de 16 de ani. De ce să nu pregătim niște copii, că noi acum facem niște filozofii în școlile noastre, care când merg la liceu, stau pe marginea drumului și așteaptă să le se dea ajutor social, din păcate. Am discutat și cu directorii de școli, am discutat și cu inspectorul general. Dacă dumneavoastră considerați că putem porni o acțiune amplă în sensul ăsta, ca fiecare să spună, eu ar dori să mi se, să mi se pregătească 10, ce știu, dugrave. Eu ar dori 10 bucătare, eu ar dori nu știu ce. Atunci, la profilul claselor se poate face de așa la dură încât să pregătim acești oameni. Avem meserii cu urmă. Sau picar, sau ce știu eu ce mai funcționează. De ce? Pentru că acești copii, după ce intră în clasele astea speciale de meserii, trebuie să aibă și unde își face practică. Nu putem face numai teorie. Și ar fi o chestie foarte bună dacă credeți că e utilă, chiar am pornit, am putea porni. Că știu că sunt sute de angajați la fiecare instituție. Unii se descurc, alții mai greu, nu găsim copii, aducem din altă parte. Și de ce să noi scolarizăm mai noștri, care avem copii frumoși și care pot să mergi și să fac această treabă. Eu o să mă gândesc până data viitoare la o modalitate prin care să vedem cum putem pune această acțiune. Știu eu un formular sintetic la toată treaba asta, care fiecare aici e și necesitatea companiei să
sunt mult mai multe, deci există mult mai multe specializări, absolut fiecare companie care achiliază bursa, pe care dacă doriți să învăță, dacă doriți să investi în ei, și ar fi investiție. E investiție care pe care cea nu se reglează. Indiferent că astăzi sau mâine sau următorii ani a început o să trece sau nu ne acord, nu ne acord în primii ani am spus. Însă ce cum să plecăm de la trece din paradigma aia, nu o să rămână, nu o să facă, nu o să zici. Luăm alte lucruri, deci luăm lucruri de la bun început. Oricum, un lucru bun până acum, nimeni nu vreau să fac o întâlnire, am propus-o și cum mai bine înainte, să stăm din la discuție, să fie invitat și directorul de la școală, ce ar părere. Să spună, că eu le-am spus personal. Răspunsul evaziu. Ziceam că o primă discuție, dar de acum începem să ne orientăm la fiecare subiect pe care îl vom avea. Cine trebuie să vină? Sigur că trebuie să vină director, în primul rând. Chiar și inspector, de la Cluj. Fiindcă ei vor da, ei vor semna pe aceste clase. Numai că noi trebuie să spunem exact cine. Copii dezorientați. Nu mai reușim să facem clasă la licee. Se desfințează licee, fiindcă copiii pleacă de neiute. Cine nu reușește la mine teatru, nu mai știe unde să meargă, că face niște meserii care nu trebuie la nimeni. Atât de mult evolua piața resurselor umane în Burda, datorită acestor diversificări, vă spun eu, nici nu știam de aceste două fabrici de la ceramică. Extraordinare, deci, exact în Occident. Și când am întrebat, mi-au văzut colegii toți îmbrăcați în salopete, frumoase, noi, cum vă place altă viață? Dar avem tineri. Și de aia, ar fi un subiect interesant care chiar se preocupă pe toți. Dacă mai dorește cineva? Dacă nu rămâne 14, deci de azi în două săptămâni. Deci de azi în două săptămâni. Ok. Vă mulțumesc.